agapia, formă prescurtată a religiei ortodoxe, se revelează prin credință, istorie, lumină și culoare, făcându-ne părtași la emoția autentică. Energia ei vitală străbate orice călător, strânge la un loc destine, lumea accesibilă și deschisă a strămoșilor, ascendenților și mitologia, acel palpit imemorial, care face să tresară, face să răzbată la suprafață, cultură, gesturi, ritualuri, chipuri, obiceiuri, trăire duhovnicească. Totul a început în această casă. Începuturile mănăstirii noastre au pornit de pe înălțimile munților, s-au pogorât treptat de-a lungul timpului pe valea dintre munți, locul unde se află și astăzi mănăstirea înveșmântată în alb și înconjurată de ziduri groase și case, precum o cetate în inima munților și a brazilor. S-au adunat multe referiri despre sat și locuitorii săi. Silueta agapiei, devenită așezare în strânsă legătură cu mănăstirea, își va păstra importanța între satele țării, prin faima lăcașului de cult. Mănăstirea noastră a fost întemeiată de un sihastru pe nume Agapie. El s-a retras în această zonă în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, împreună cu câțiva ucenici, și au întemeiat schitul Agapia Veche, situat la aproximativ 3 km de actuala mănăstire. De la acest sihastru, mănăstirea a primit frumosul nume de Mănăstirea Dragostei Creștine și tot de la același nume l-au primit ulterior munții, valea, pârâul și iar mai târziu chiar satul, care este în apropierea mănăstirii. Pe aceste locuri au fost semănate primele semințe ale monahismului de către pusnicul Agapie venit din Mănăstirea Neamțu. Și asta s-a întâmplat la începutul secolului al XIV-lea și până în ziua de astăzi s-a menținut pe aceste meleaguri viața monahală. De la pusnicul Agapie și-a luat denumirea și mănăstirea, adică Mănăstirea Dragostei Creștine, și acești munți care poartă numele și pârâul din vale și satul și mănăstirea din vale poartă numele Sfântului Agapie. Datorită adăposturilor croite de natură, aici și-au petrecut viața mulți pusnici care au dat nume unor locuri. Începând cu anii 1527-1546, sunt documente care atestă ridicarea Agapiei Vechi de Petru Rareș. Mica așezare însă a fost distrusă în scurt timp. Călugării au fost nevoiți să-și construiască din nou o bisericuță din lemn și aceasta a fost distrusă mai târziu. Prima, pomenicul Agapiei Vechi, pomenește ca prim pictor de rang domnește la Agapia Veche, ca prin domnitorul Petru Rareș cu doamna Elena, soția sa, care au construit de această dată o biserică mare din piatră. Al doilea rând de ctitor pot fi socotiți domnitorul Petru Șchiopu cu soția sa și această biserică a fost distrusă de-a lungul timpului. Un alt ctitor este socotit ca fiind la Agapia Veche, Anastasia Duca, soția domnitorului Gheorghe Duca. Această biserică a dăinuit până în anul 1821, când a fost trecută prin focul etieriei. În jurul anului 1600, o parte din călugării de la Agapia Veche s-au retras mai la vale, de fapt pe locul actualei mănăstiri, și de această dată au construit și aici tot o biserică micuță din lemn.
Și mănăstirea a fost construită între anii 1642-44 de către Hatmanul Gavril Lupu, fratele domnitorului moldovean Vasile Lupu. Construcția bisericii a durat 2 ani, iar de la construcția bisericii până la slujba de resfințire au mai trecut 3 ani, perioada în care a fost construit careul de chilii care înconjoară mănăstirea, clopotnița care se află la intrare. Între 1859-1862, mănăstirea a fost reparată, iar biserica pictată de Nicolae Grigorescu. Poate că nimeni altul nu ar fi reușit să surprindă, plastic și expresiv, lecția probității religioase. În pictură izvorăște cântec de heruvimi, chiar dacă, în afara bisericii, siluete păduroase o rânduiesc ceva obișnuit. Sunt și foarte puțini sfinți redați pe pereții bisericii, luând, de fapt, din fiecare categorie de sfinți, câte doi sfinți, scene biblice, din istoria biblică, a Noului și a Vechiului Testament. Spre exemplu, pentru aceste scene, Grigorescu a avut ca inspirație mai multe gravuri după picturile marilor renascentiști. În icoanele împărătești, ce este deosebit la Grigorescu, așa, după cum vă spuneam, că și-a făcut stilul propriu, prin ce? Prin faptul că el s-a inspirat foarte mult din realitatea înconjurătoare, deci persoanele vii care le avea în fața sa. Și anume, preoți care slujeau în mănăstire atunci, călugărițe, țărănci sau țărani din satele de prin prejurul mănăstirii Agapia, foarte mulți din Filioara mai ales, copii de asemenea din satele de prin prejur sau chiar persoane care treceau pragul mănăstirii în acel moment când Grigorescu picta în Agapia. Avem icoana Maicii Domnului cu pruncul, care este icoană făcătoare de minuni, este icoană de secol XIV, primită în dar de domnitorul Alexandru cel Bun în jurul anului 1401, cred că după ce a urcat el pe tronul Moldovei, de la un împărat bizantin, Ioan al VII-lea Paleologu. Sfințirea bisericii a fost realizată de mitropolitul Calinic Miclescu, binecuvântarea a fost dată de Sofronie Miclescu, numai că el a fost îndepărtat din scaunul mitropolitan și a fost sfințită de acest mitropolit Calinic Miclescu în anul 1862. Perioada aceasta, din 61 până în 62, sigur, au mai fost făcute lucrări anexe care mai necesitau până la sfințire, plus împodobirea bisericii. Spre exemplu, avem aceste candelabre care sunt realizate în atelierele din Viena, din Austria. Apoi, în catapeteasmă, acele îmbrăcămiți de argint la icoanele împărătești, de asemenea, au fost realizate în Franța, la Paris. Și acest sfeșnic, care este din argint masiv și care are vreo 27 de kilograme de argint, de asemenea realizat tot în Franța și în 2012 a fost resfințită după exact 150 de ani, de la 1862, când a fost prima dată sfințită după pictarea ei de către Grigorescu.
Muzeul Mănăstirii noastre a fost întemeiat în anul 1927 prin osârdea și grija profesorului Ide Ștefănescu, nepotul scritorului Barbu Ștefănescu de la Vrancea. El era un apropiat al mănăstirii noastre și cunoștea valorile pe care le deținea mănăstirea și astfel a vrut să le pună în valoare. Și au obținut atât aprobarea mitropoliei, cât și aprobarea mănăstirii și a înființat acest muzeu. Bineînțeles că pentru început a fost un muzeu mai modest, cu doar două săli, însă în anul 1962 s-a reamenajat muzeul în forma în care se află și în zilele noastre. S-a vrut prin întemeierea acestui muzeu ca să servească drept model și pentru alte mănăstiri. Drept dovadă că după aceea s-a înființat muzeul la Mănăstirea Neamț, la Mănăstirea Văratic, la Mănăstirea Secu și alte mănăstiri. Suntem în muzeul Vivant, în Mănăstirea Agapia. Casa nu a mai fost locuită de călugărițele de odinioară. Ultimele călugărițe care locuiau aici au fost mutate într-o altă casă a mănăstirii și aici, pur și simplu, s-a deschis ușa casei la vizitare. Adică, oamenii care vin în vizită la Mănăstirea Agapia, turiști, pelerini, străini, români, intrând pe poarta mănăstirii, au această posibilitate de a intra într-una din casele mănăstirii pentru a vedea pe viu viața de mănăstire. Pur și simplu, viața monahală în desfășurare ei. Zona, încântătoare, a atras multe personalități, regăsindu-se prin fereastra limpede deschisă de operele clasicilor literaturii noastre, de la Vrancea, Caragiale, Hajdeu cu fiica sa Iulia, frații Alexandru și Ionel Teodoreanu, Garabeti Brăileanu, Cezar Petrescu, Alexandru Filipide, Vlahuță. Casele în care au locuit se află și astăzi la adăpost în Mănăstirea Agapia. Doamne ajută și bine ați venit! Aici ne aflăm într-o casă mai deosebită, este un muzeu din Mănăstirea Agapia. Aici a locuit sora scritorului, Elisabeta Stârjescu, rămasă văduvă, ea se retrage la mănăstire, va cumpăra această casă și se va stabili aici. Această casă are o vechime de peste 150 de ani, mai târziu s-au retras la mănăstire și părinții scritorului, mai întâi mama Ecaterina, apoi tatăl Nicolae. S-au călugărit sub numele de Nectarie și Elisabeta. Am mai avut și un frate călugărit la Mănăstirea Neamț, călugărul Martarie, care la bătrânețe se va retrage și el aici împreună cu părinții săi. În timp, Agapia a devenit una dintre cele mai mari mănăstiri de maici din Europa. Prezența este adevărată a propovăduire a monahului sau a monahiei. Maicile își văd de mântuirea lor, se îngrijesc de modul în care și-au împlinit ascultarea, de relația cu cei din jur, de pravila de chilie, de pravila de biserică.
Ascultarea în monahism înseamnă, de fapt, participarea și la viața liturgică, realizarea și a vieții duhovnicești, deci personale, a canonului pravdelei și, bineînțeles, activitatea pe care o realizează fiecare călugăriță acolo unde este așezată de către Maica Stareță. Viața liturgică reprezintă participarea la rugăciunea comună din biserică, și anume Sfânta Liturghie și cele 7 laude. Noi avem în Agapia două feluri de viețuire, și anume viață de obște și viață de sine. Viața de obște este viața în călugărițelor care sunt aici în incinta mănăstirii și care pe undeva sunt absolvite de anumite griji materiale, pe când viața de sine este cea de la case. Așa a moștenit Agapia, întrucât la începuturi, atunci la 1803, foarte multe fiice de boieri veneau la mănăstire și se așezau la câte o casă, veneau de multe ori poate chiar cu tot cu slugile sau argații care îi aveau și așa mai departe. Și bineînțeles cu toată partea cealaltă materială de avere și se așezau la casele care le vedeți în jurul mănăstirii. Sunt foarte multe case și avem chiar aproape ca un sat monahal în jurul incintei acesteia. Obștea mănăstirii, de fapt nu obștea, ci soborul întreg al mănăstirii, numără astăzi cam în jur de 250 de călugărițe. Un număr care pentru unii este destul de mare, de impresionant, iar pentru noi nu chiar, pentru că este în cădere. A numărat Agapia și 450 până aproape de 500 de călugărițe, așezând-o printre cele mai mari mănăstiri din Europa și poate chiar din lume.